Aeroportul Internațional Avrameancu din Cluj-Napoca a consemnat o premieră. Astăzi, 18 mai, a avut loc primul zbor de după starea de urgență. Este vorba despre un zbor pe ruta București, Cluj, Iași, București. De la Cluj s-au îmbarcat aproximativ 30 de oameni. Dacă ne gândim la momentele dinainte a stării de urgență, aeroportul din Cluj-Napoca ducea aproximativ 100 de zboruri pe zi. În prezent, aeroportul este aproape gol. În terminal avem o distanțare socială de minim 1,5 metri, pasagerii trebuie să prezinte cu 3 ore înainte, deci cei care deschide cu 3 ore înainte, s-au luat măsuri pe întregul flux, de asemenea avem dozatoare de dezinfecție, toți sunt obligați să-și dezinfecteze mâinile, dar ce este foarte important, toți sunt obligați să poartă mască de protecție. Se ia temperatura la toți care intră în terminal, nu este permis accesul dacă au peste 37,3 și nu este permis accesul dacă nu au mască de protecție. Ieri am avut zbor de Malmo, Bilon, aeroportul este pregătit pentru preluarea zborurilor. Ieri a fost primul zbor al companiei Ferrom, plus Băiești, comasat cu Iași. În ce privește traficul, mai avem deci pe lângă Malmo, compania Wizz Air, care nu a fost oprit, s-a reluat în această săptămână Billund, în Danemarca, tot cu Wizz Air și Tabli, compania Blue Air. Până la urmă, masca, nu? Am la mine dezinfectant, încerc să nu ating foarte multe suprafețe, să păstrez distanța între persoane. Mai mult, ce să facem? Am foarte mare încredere în organismul meu care este în stare să lupte cu orice. Cel puțin pe asta mă bazez. Dacă se întâmplă, se întâmplă. Adică nu e ca și cum. Eu iau măsurile de care am nevoie și până la urmă ce se întâmplă, se întâmplă. Nu mi-este frică. Nu. Încerc ca să nu intru în ciclul acela de overthinking. Da? Din câte am înțeles, sunt anumite reguli, sunt raționale, sunt întemeiate și încerc să fiu pragmatic pe cât posibil, pentru că am ajuns foarte mulți în stadiul în care pragmatismul cumva doboară acele anxietăți care s-au creat săptămâna acestea. În autobuze